Salut și bine am găsit la un nou video clip acest canal. Astăzi o să facem o chestie mică, stai vreau să-mi schimb și eu așa. Ok, aparent nu s-a auzit jocul, cred că, în fine, urează. La un nou episod de Terraria frumos aici, la episodul numărul 15. Și este cineva, ceva sabiat! LOL! LOL! That's insane! Ok, uite cum dă sabia asta. Ok, o să vedem imediat. Deci am făcut în sfârșit ferma să meargă perfect, fix cum vreau eu și mai vine încă unul. LOL. Ok, am 77. Ok, am 74. Ok, hai să vedem. În fine. Dacă vă place, nu uitați să apăsați acolo butonul like, să încă unul. What? Ok. Să apăsați acolo butonul like, să strângem nu știu câte like-uri doriți voi, 1000 de like-uri, 5000 de like-uri, 7000 de like-uri. Să fie acolo strângere mare de like-uri. Să vă luați în cască, astfel până așa, încă o sabie, incredibil. Încă o sabie. Să vă luați în cască, astfel până așa și hai să vedem ce am făcut în episodul trecut. Episodul trecut, cum vedem și în momentul de față, în fața noastră, în episodul trecut am farmat să facem ferma asta de gold, de iteme. Uite așa câte iteme avem. Deci avem 3 amarocuri, bine, cu ăsta care folosesc, eu cred că e cea mai puternic. Avem un platin, am stat aici fără jumătate de oră și am făcut un platinum, deci, come on. Și am observat o chestie, tocmai acum că am prins filmare, au venit 2, unul după altul. Ba nu, 3, uite, încă unul. E pentru că chestia asta, atunci când am în spate de tot, se randează. Dar stau aproape, se randează doar atât că sunt eu aici și în jur mai apar mult. Și da, aparent așa o să stau afeca, înseamnă. Încă o sabie! Mamă, ok. Nu știu să arunc, încă 22 de gol! Come on! Goblin Scout, nu știu cum pe aici. E de cât? Încă o sabie și nu are nica. Ok. Bun. Deci, ce vreau să facem în episodul ăsta? Vreau să ne maxăm primul rând. Am început episodul aici pentru că am vrut să vă arăt cât de bine merge și cam stilul ăsta de fermă o să facem în fiecare biome, adică în biomul de Hallow. Da, și care s-a extins pe aici foarte mult, doar că biomul de Hallowed subteran este aici. Și o să ne ducem noi pe aici sau bine, pe unde o fi el acum, nu știu unde. Să facem unul normal, o să facem cred că pe aici, locul ăsta aici, și văd eu, unul aici, foarte important și aici, dar e mai greu aici, mai greu, nu știu, și unul în jungle, dar unul în jungle va fi mai greu. Ok, hai să vedem, ne-am mai dropat ceva interesant? Nu cred că mai bine. Bun, hai să vedem ce am primit până acum. Deci am primit un arc, care se numește Icebow, care mi se pare destul de bun. Adică, trage extrem de rapid, hai să vă arăt. Deci trage, ce ai genul? Și trage destul de rapid. Sabia asta care e bună, probabil nu știți, dar e bună, Frostbrand. Așa, și da. Eu nu o să mai stau afeca aici, de o să plecăm, hai să dăm camera mai în spate. Ok, să, așa odată. Stau, poate de ori, așa. Și hai să mergem acasă. A, adapte Bloodmoon. Mergem acasă, când e Bloodmoon. Cred că mai puțin ce ori nu se închide, așa că hai să mergem acasă, cred că putem să facem față. Hai să punem sabia asta prima, pentru că nu mai avem nevoie de sabia asta, chiar dacă e superior. Baba. Așa. Și hai să o testăm. Oh, am pusat ceva. Bun, hai să o testăm. Bam, 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 oh, mamă, e puternică, de value și dă și damage per second sau mamă, value greșit, e destul de puternică, nu? Voi ce ziceți, ia cât damage, da? 40 și ceva, și așa, nu, ajunge de sus, dar, am arcul, de ce am în loc, hai să testăm și arcul, deci, arcul ăsta e ok, deci, uitați ce rapid trage. Ia să mergem aici pe ăștia. Hu-tu-tu, jungle, hu-tu-tu. Nimeni nu intră. Nimeni. Bun. Da, nu știu, Amarok îmi place foarte mult. E și foarte bun. Adică dă și gheață, dă și tot ce trebuie, dă și damage. Avem și yo-yo bag, deci îl facem mai OP. Așa că, da. În episodul azi, nu știu dacă m-a spus, dar vreau să facem full titanium. O să încercăm. Nu vă promit că o să reușim, dar o să încercăm. Așa că hai că pun pauză până termin tot ăsta că durează. Ok, băieți, vedeți acea chestie? Chestia asta? Ok, chestia asta, ca să nu știți, la cumpărăm așa, din un nor și
fără de cu ploaie. Și e bun, pentru că dă ceva. Adică e bun, asta vreau să știi. E chiar foarte bun. Ghi, de ce primesc foc? Așa. Sau ce primesc ei? Ia să vezi. Dacă te lovesc o dată. Ok, primești chestia asta că primești 2. Dacă ne primește 5-5-5, chiar e bun. Ok, nu știu. Da, am vrut doar să vă arăt că gen, am primit chestia asta. Și da, e bun. Foarte bun. Adică nu o să mai folosim pe... Nu știu. Una. Aveam noi una. Sau cred că n-am folosit-o. Dar, nu știu. Și poți să pui câte 3. E bine dacă poți să pui 3. Wow. Ba nu, doar 2. Ma era OP dacă puteai să pui 3. Dai seama. Una sub tine, una lângă tine și cea. Bine, toată mâna am dopăs. Asta poate clownul. Enervant. Ne-a bătut a trecut acum, nu mai are nicio șansă. Băi, acum că ne-am revenit și noi ne-am aranjat inventarul frumos aici astăzi să facem speciale, avem în momentul de față 14 Titanium Bar, ok? Ok, that's nice. O să luăm din chest, deci la Potion, o să luăm și noi, în primul Shiny, pentru că n-a putut fi un clip, și în al doilea Lund. Bravo, Dani. La rând, Potion, Mini Potion. Și în al treilea, sau în al treilea, sau cum dacă Treasure and or spelu... Ce mă? Spencular? Spelun... Chiar, știi ceva? Le luăm pe nu două. Una. Bun. Și mergem jos. Bă, băieți, nici n-a trecut prea mult și deja am găsit Titanium. Titanium. Ok, deci hai să luăm titanul ăsta. Nu, la reggaeton, nu știu ce am. Am țipat, ce era? Nu știu, am la reggaeton. Ok, luăm titanul ăsta frumos și mergem. Opa, mai într-o bucată. Așa, și mergem cu tot titanul mai mult. Și ne oprim pentru că am găsit. Legea. Oh, what? Come on, man. Come on. Cât? Te bat cu pickaxe-ul, e cu drill-ul. Hai că ce-a rămas din ăsta și nu prea văd. Ok. Nu, dar m-am uitat. Mamă, nu-i bun să avem. E neînceată, dar nu-i bun. Paladium, mult Paladium pe acolo n-ar interesa, nu știu. Lăsăm acolo, just in case, fie acolo, în caz că se întâmplă să nu ne trăiască nouă, fie acolo. Wow, cât, uitați-vă și voi cât titaniu aici. Și, what, cât mai e și acolo, vedeți? Ok, deci, da, full titanium confirmat. Deci, ok. That's nice. Luăm pe tot, pe tot, pe tot, pe tot, pe tot, pe tot. Tot ne interesează, tot. Vreau să facem armură full din titanium, deci... să ne trebuiască ceva, că... Da, uite, de acolo, come on. Hai, mai găsim o zonă asta cu multe, multe, multe. Așa că nu sunt prea vizibile ele, adică sunt, le găsești să zicem într-o zonă asta, adică gen aici, și eu nu văd. Așa că specula asta e foarte, spen culoarea asta, poțiunea asta de minat și de, da, e foarte, foarte bună. Așa că luăm, 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 luăm. Vreau să facem un pic de, nu știu, să facem un drill, băi, ce ziceți? Gen, poți să faci de titanium și de astea, drill sau pickaxe. Eu la asta am făcut drill, dar nu știu dacă să facem și la celelalte drill, nu știu cât e ok drill, adică recunosc, dar minează mai repede. Și practic asta te-ar interesa la un pic, nu? Se mineze repede. Doar că ai un range minus și un nerf se simte minusul ăla. Și da, nu știu ce să zic. Și nu știu. Nu știu, o să mă gândesc eu. Dar probabil cred că iau... Ce fiecare dată am la pickaxe? La titanium. Dar... Trebuie de văzut. Asta nu mai găsit. Oh, miș! Era să mă arunc eu. Era acolo până și... Plângez! Mă arunc, are ce treabă. Bun. Hai să mergem mai jos. Atunci, dacă mai găsim nimic pe aici. Mergem mai jos și insta cu vedem titanium ne oprim. Da, nu. Noi. Hai să mergem pe partea stângă. Hai, da, hai, hai în partea stângă.
Dar eu aș vrea să mergem ceva de genul. Dar nu putem momentan. Sau poate că dacă găsim un loc pe aici, vreau să mergem așa. Spuneți voi că nu e. Nu cred că e foarte OP, dar e OP. Asta are pile, nu știu, mi se pare mai cu mult mai bune față de față de itemul ăla care îl avem în chest, nu facem nimic cu el, așa că nu știu. Mi se pare mai bun. Să-mi ziceți voi ce credeți. Văd că... Oh, shit! Nu, 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 că asta... Heal. Nu, tot am murit. Holy shit! Ok, am murit. Treaba bună e că mai aveam foarte puține chestii din specula și practic aia ce ne-a părintat. Oh, da, asta... hai să mergem la ghid. Deci, ghid. Edit? Ah, good. What? Când am murit aici? Nu știu. Bun. Crafting, iese nu. Ah, da. Deci, summon a spider to fight with you. Summon a queen egg. Da. Mi se pare că ăsta e bun. Și costă doar 16. Pe 26. Armura de spider, ia cât costă și... Mamă, dar... deci trebuie doar de astea. Ok, și farmezi acolo. Da, ok. Nu știu cum să facem. Poate testăm. Poate testăm, like, hai să facem un episod viitor, chiar. Nu știu, dar momentan vreau să facem full Titanium, v-am zis. Deci hai să vedem. Și mai ceva Titanium Furnace și putem să facem casca, ex-ul, cow și sabia. Hai să facem 27, ok. Hai să vedem cât ne-ar costa toată armura. Deci, prima avem 20 plus 26, 46 și cu ce cască să facem? Ce e asta? Increase magic damage? Nu, no, nu, no, nu, no, folosim magic. În fine, cât ar veni? Deci, 46 cu încă 13. Hamă 69. Mamă, cu ce număr? Haide, că vreți. Ba nu, 59. 59. Ok. Și asta este, deci, increase range. Că range interesează, să fiu sincer. Ăsta ne dă mult defense, dar range cred că ne interesează. Voi ce ziceți? Deci 59, noi avem 41, bun, și ce put? Deci fent, ok, la început. Să facem, deci, 190, da? Ok, și noi ăsta e 160, mamă, e diferența mult. Facem drill. Ok, dar hai să facem drill, hai să facem drill. Sunt simplu, vreau să văd cât de puternic poate să fie. Bun. Și hai să ne facem casca. Deci casca de range. Bun. Și o lăsăm în inventar. Hai să o lăsăm în inventar. Și hai să mergem la căutat de titanium. Așa, aproape să pună toate. Prima secție. Hai să punem în gura asta de heal. Fie acolo. Și ăsta ce e? Hai să punem și pe ăsta la material. Fie acolo. Bun. Și hai să mai luăm încă o dată specularea. Ok, deci... Da, mi se pare destul de rapid. Și am văzut acolo, opa, statui, da, interesant să facem orice. Ce faci tu acolo? Ce faci? Cautești. Oh, shit. Bun. Și am văzut aici jos, titan, da, bun. Hai să luăm pe tot, pe tot. Ma. Nu știu, titanul e Nu e mineralul meu preferat. O să vedeți care e. Și mai puțin și vedeți. Mă, și mineralul ăla o să-l minez cu mândrie. Se minează într-un biom în care noi nu prea am fost atât de mult, adică în jungle. Și foarte interesant. Ok, băieți, efectiv, în momentul de față avem 400 de viață cu inimioara asta. Și avem un strange plant, ok. Deci, spam 400 de viață, în sfârșit, 400 de viață e maxim, care poți să le faci cu inimioarele alea. Acum trebuie să facem cu alte inimioare. Mai greu de obținut ce-i drept, dar le obținem noi cumva. Soul of Night? Ok. Mi avem ceva Soul of Night, dar ok, interesant că poți face de aici.
Opa, questo c'è un biome Joss, ma è un fatto interessante. Ora basta. Biome sta. Ok, incognito. Boh, niente per. Biome sta. Ok, questo c'è un chest. Este un biome. Non problema. Mi lascia out. Biome mai speciale, c'è questo spawners medusa, ma quindi. Ah no, tu. Sì. Dai, se le prendi come tu stai davvero, che non avevo nulla per fare. Oh, I found you. Dacă n-avevo stai nulla, puteți să vedem ăla. Băi, și chiar minează. Nu știu dacă e de la Mini Potion. Cred că e și de la Mini Potion, dar... Nu știu, nu cred că... What? Corruption Statue. Nu te cred că ne dă unde la. Ok, e bun, e bun, e bun. Nu, fel, hai să punem astea la un cap. Nu mai trebuie fele și continuăm. Uite Meduza, băieți, uite Meduza! Meduza! Ce v-am zis eu, Meduza! Meduza! Hai să kill him. Ne dă capul? Da, poate să ne dea capul din Meduza care e ok, să le putem da, ne. Băieți, țineți minte când a fost Bloodmoon atunci? E... Iar Bloodmoon. Adică, de ce e atât de mult Bloodmoon și de ce sunt atâția Spider Keeper? A, bine, probabil că sunt o hartă de asta medium și probabil da. Dar, ne, nu mă deranjează. Să-i bătem pe ăștia, data asta mai mă bătesc. Nu, ba da, mă bate. Oh, shit, are poison la drapat. Ok. Am vrut să mă bate. Ah, nu m-a bătut, l-am dovedit. Oh, și aparent avem nouă de un chest. Care probabil o să fie Fang. Chestia de spider, o să vedeți bine. Face și pe lumea pe aici. Da. Web. Web Stinger. Stinger. Am Titan. Oh, am Titan Potion. Am asta Bit. Ah, Bit, o să bun. N încă n-am fost, semințele. Pentru că nu am avut nevoie de la Pavel. Oh! Ok, Pavel o să le folosim. Peștele astea mi se pare că nu. Statuile când arată că n-au aici jos chestia asta mică, atunci se pot spawna. Cum am avut în episodul trecut, ați văzut că am avut statuile, dar nu mai dar le-am folosit. Oh, nu mai aveți specularul. Ok. Păi, cred că mergem sus. N-am vrut să mă duc sus, mai stau puțin aici, dar că am găsit niște monștri noi și monștri în caz că nu vă dați seama, e din biomul de Fallout. Oh, e pe că mi-e departe așa. Tu fugi pe mine și ai mult de meci. Și mai găsit o casă pe aici. Se că este mai aproape de... Oh, da, biomul de Hollow. Oh, shit, ok. Se ia fix lângă biomul de Hollow, subteran. Ok, bine că l-am găsit. El este de jos. Pe am asta. Dar... Poate să-i dea solo flight aici. Sincer să fiu, nu cred că avem nevoie de solo flight. Ăsta nu cred că avem nevoie. Avem nevoie, dar nu. Momentan. Nu știu cum să zic. Nu, momentan, nu, momentan, nu. Și vreau acolo titanium. Mă îndreptă spre el. Nu bag în seamă cranium. Titanium is most important. Așa că da. Puteți primi un solo flight. Solo flight. O să luăm? Ce să scoate un, ce să scoate, cred că asta. Da, Piranha, că nu putem să-l spawnăm, deci. Sau... Poate putem, hai să-l aruncăm. Oh, shit, pleacă deci. Nu știu ce să arunc. Iată așa încă, da, nu văd. Ok, să luăm și pe ăsta. Bun, băieți, hai că am revenit și noi acasă și da. Mă dar nu și să strângem momentan. Cred că mă duc eu dacă nu ajunge la... E, sunt sigur că nu se ajungă. Hai să dăm și noi un... Bam, 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 pe aici, peste tot, peste tot, așa. Hai să vedem, deci, bam, bam, bam. Ia să vedem cât reușim să facem. Dacă reușim să facem de armură, e perfect. A, reușit? N-am reușit să facem de chestplate. Să facem de boots și mi se pare că armura era 26 și 25.
Ok. Mai avem nevoie de încă 11. 11 linguri. Nu știu cât ar veni. Ar veni oricum ceva. Ar veni. Ar veni vreo 50 de la la. Oricum se găsesc rapid, așa că hai să mergem să le găsim. Să le găsim. Stați bă, noi, eu acum am stat și m-am uitat puțin la ce am luat noi. Și am luat un woman statue. Ok. Woman, adică woman femeie, cum ar veni. Păi și eu dacă pun ăsta, că vedeți că e cu chestia asta aici jos, înseamnă că se poate, nu? Se spawneze. Ce woman? Eu habar n-am, chiar nu știu. Și sunt foarte greu să aflu, așa că hai să mergem repede și să activăm ăla. Ok, și dacă tot mergem, o spunem și ăsta corupt ăsta. Pe în partea asta și așa. Deci, să facem pe ăsta, punem ăsta. Așa și trebuie să fie ăsta, uite, așa, pe. Bun, și punem și pe ăsta, punem, bacă, le punem pe toate aici. Oricum nu puteți spune ce parte vine. Holy shit! Ok, despawnează, dar la ok. Dar la woman ce se spawnează? Aia e întrebarea mea. Ah, cam de ce pun greșit? Pun și pe ea. Vedem dacă merge toate. Bam, bam, și le activăm aici, frumos. Și ia să vedem. Bun. Ok, piana merge, dar woman nu merge. Mă, nu mă deranjează dacă vin și de ăștia. Să fii sincer, adică ce nu. Nu știu, a putea să-mi dea, dar... Apare mare și pești, ceea ce mă surprinde. Ăsta, pirana. Dar nu folosim noi chestia asta și nici asta. Deci, na. Să lăsăm așa. Să le... Și pam, și pam, pam, și le tem. Bun. Hai să continuăm la căutat chestii. A, uite, îmi dă chestia asta. Da, pe Rotten Chunk. Da, nu prea e util, dar ok. Hai să căutăm. Titanium, parcă nu? Bun, băi, sunt aici în jungle și sunt pregătit cu o achiziție care nu sunt mândru, doar că for the video, na? Tiki Totem. Fără niciun dar, poate Tiki Totem. Acest site, nu știu dacă vă dați seama, costă un platinum 77. Hai să-l punem să vedem cât de ok e. What? Bă, arată bine. Arată bine, adică față de ăsta care efectiv stătea și era o random cutie și mai zbura și așa. Asta stă mereu deasupra capului meu, sau? Da, lol. Bă, nu știu dacă merită sau nu, dar mie îmi place. Nu știu, mie îmi place. Și nu m-a dus la vida deloc. Deloc. Dar o să mă duc pe bit. Iau un ăsta de cea, iau un beetroot, iau dasa, iau un gold și mă duc. Look, gata, ce să fac? Gata, mă duc. Hai, mă duc. A, băi, și dacă vă uitați și la mine că arăt așa, e cauza la chestia asta. Reactive copper dye. Reactive copper dye și l-am pus așa, adică de l-am pus văscut. Am pus pe pelerină și pe aripi. Știți că arată bine? Nu știu. Da, arată bine. Poate, nu, oricum. Acolo să fie. A, și am unit 3 de astea, pentru că a venit Traveler Mushroom și ne-a adus o chestie și am unit 3 și ne-a dat Rash, Rec, 3000. Da. E un item, practic ăsta e un item care se unește cu un gătare item, așa că da. Bun, hai să vedem. Ahehe, look at that. Ce credeți că eu chiar o să deschid chestul ăsta? Nu. Nu o să le deschid, pentru că e bombe aici. Come on, chiar și de prost, mă, că nu știam. Ha ha ha. Mă vedeai că mor.
Hai să le spargi pe alea, că mai dau de damage și nu mai vreau. Așa. Și era o treia și importantă, că trebuie să fie nimic bun. O, normal. Adică două. Ce? E pus și incorrect. Da, hai să vedem. Poate mai găsi niște titani. Am găsit niște titani, dar... E, mai trebuie mult. E mult. Mai trebuie. Și eu mi-au damage de peste tot. Da. Oh shit, what is that man? Oh fuck, nu, 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 nu. Vrăjitorul, du-te acasă. Ok, lol. Tu, tu. Quick vanity item, vrăjitorul, am bătut vrăjitorul. Respect plus, tu, și acum muzica aia. Tu, bine, nu știu cum e, dar nu contează. Da. Respect plus 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 și acum o să mă și cât am la mine. Am 2 gol de aici, dacă mă mai problemă. Ah, nu, 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 oh shit, cât am un level ăla eram. What? Ok. Mai zic ca. Yes, stai puțin, e celălalt. Da, lol, uite! Mamă, ce tupe pe brunetă. Direct. Chestia mea că eu le vreau, ui. Eu le vreau. Hai, lasă-le acum, am dat. Holy shit, era să mor fix când am apăsat pe pauză. pentru că da. Oh, un combine de ăsta, de mushroom. Nice. Ok. Mi-e place pe un loc de mushroom. Chestia asta pe care e plin de lavă. Ai... Uite cât e plin de lavă. Da. Da. Ce mai băi aici? Oh, shit. Mai putea mai zbor. Cădeam în lavă ăla era. Oh, știu că pe aici găsești titaniu, nu? Am avut dreptate. Am avut dreptate. Vă las să găsiți foarte rapid titaniu. Așa, tam, 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 mi-am mai găsit pe aici. Cu un nod pe titaniu. Sau... Da, mai găsim. Și cred că asta e ultimul. pentru că avem destul. Avem chiar mai mult decât ne trebuie, dar e bine mai mult decât mai puțin. Așa că, da. Faza e că cum face? Cum facem că trebuie să luăm pe tot. Stăm aici până morim? Nu! Never die! They just never die! Bun. Și avem 107. De mâncare ce avem de... What? Oh, nice. Bun. Face de titanium bar și pam 20. Mamă, fix că avem noi nevoie pentru titanium și pam 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 și acum oficial avem toată armura de titanium, băieți, băieții. Mamă, sunt mândru de mine de că vreau să fac această armură. Vreau să mulțumesc în primul familie. Da, hai să. Ok. Vanity item. Bam, bam, până aici, arma de vrăjitor, mumii, nu știu ce, avem tot să ne mumii, nice, ok, și da, bă, cam asta a fost episodul, nu știu cum să vă spun, dar eu am zis că o să încerc în episodul să fac treaba de titaniu, am făcut-o, în episodul următor, cred că o să bat un boss, ceva, că avem sabia asta care e bună, ăsta care e bun, și ăsta care trage, care e bun, și care e bun, bun. Apopim. Și ia, aici spune la revedere dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul like, să strângem multe, multe, multe like-uri, să vă arăt, să vă abonați în caz că ați ajuns deja. Eu am fost Andrea Bait, v-am pupat, pa, pa! Hai să cadele. Și pom!